măsurate în cantități. Sunt foarte bine măsurate, nu? Sunt foarte bine pregătite deja. Dar... Știu că se spune despre bucătăria tailandeză că este o bucătărie fără măsură. Bucătarul, când duce nicește, trebuie să urmărească din ochi pentru că nu există măsuri scrise. Da, poate mai se mai întâmplă o chestie. Bucătăria e foarte creativă. O faci după felul și modul în care vrei tu să aibă gustul, în care e un mod de exprimare, de fapt, și îmbrăcămintea. Îți place o culoare mai mult, o croială, așa și aici. Poți să pui mai mult sau mai puțin dintr-un ingredient, dar bineînțeles trebuie să știi cât de cât principiile de bază. E ca pictura abstractă. După ce știi să pictezi binișor în mod clasic, îți poți permite să te aventurezi și să te duci mai departe de clasicism. Să-ți lași flow liber fanteziilor și nu creativității. Știu, e cam forțată comparația, dar, mă rog, funcționează. Cred că e bine, merge. Aici am pus tofu. Tofu cu ceapă verde și ardeiul iute fără și semințe. Ustură. Usturoi. Topul este o brânză, e un fel de brânză de soia, să spun. Arată ca o brânză, dar... Arată ca o brânză, e textura, e tot asemenea. Atâta vreme cât nu sunt molecule lactate, nu e de fapt o brânză. Se prăjește un picul, trebuie să rumenească un pic profund. Tofu chiar se aurește, nu se chihlimbărește ca și cărnița. Ce culoare, ce culori frumoase la un loc. Bun, foarte rămâne frumos. Acolo. Face combinație de culori frumoase. Da, este frumos. Urmează și partea verde a cepei. Și acum... Și am ajuns la vedeta rețetei. Avem aici 200 de grame de tăiței. E interesant să vezi o rețetă asiatică unde nu există orez. Da, sunt destule, să știi. Și totuși se spune că orezul este de bază în bucătăria. Chiar este de bază, însă și lor le mai place schimbarea. Înlocuiește pâinea și cartoful european sau... Eu aș zice, cum să spun, într-un fel da, dar mai degrabă nu. Pentru că la noi în Europa felul principal este carne. Și cartoful, fasolea, boabele, orice altceva, legumele sunt garnitură, sunt adausuri care pun în valoare carnea. În Asia orezul este felul principal de fapt, iar carnea și legumele devin garniturile acestui fel. Greu de conceput. Greu de conceput, dar ăsta este adevărul. Orezul este sfânt pentru ei. Și aici aveți suc de limetă. Limetă sau lime sau lămâie verde, nu? Corect. Și puțin coajă. De coajă. Coajă rasă. Doamne, ce culori superbe. Zahăr. Zahăr brun, putea fi și alb? Putea fi și alb. Dar care e diferența? Ce se simte în plus sau în minus de la zahărul brun? Zahărul brun are un gust mai complex. Este nerafinat. E un gust un pic mai brutal, dar cu mai multă personalitate. Deja aromele ne învăluie rău. Pune un piculeț de apă. Cam două linguri? După ochi, ce să zic. Da, am de două linguri. Bun. Așa, aproximativ. Bun. Chiar arată internațional, adică în niciun caz nu se aseamănă cu ceva de pe la noi. Știi ce se întâmplă? Orice bucătărie națională este un fusion de influență, un amese de influență. Și aia evoluează. Bucătăria este vie, se schimbă. Nu poți să știi ce se întâmplă cu bucătăria noastră peste 100 de ani. Noi am avut influențe grecești, turcești, franțuzești, austriece, rusești, ungurești. Am influențat și noi națiunile din jur. Da? Dar... Pe cine am influențat noi? Bă, se găsesc influențe românești și la sârbi, și la bulgari, și la unguri. Este atât de fantastic ce înseamnă ingredientul natural și local, cum poate fi folosit în fiecare colț al lumii. Deci spuneam că nu poți să știi, apar tot felul de ingrediente pe piață. Sau cam în lumea este curioasă, vrea să încerce. Doamne ajută! Ia uite ce le face! A tăiat pletele de la tăiței. Da, trebuie tăiați un pic ca să poată fi mâncați. Ok. Să-i putem lua ca pe un dumicat în farfurie. Exact. Ia uite, și-a făcut și un loc acolo pentru puțin ou. Câte ouă sunt aici? Două. Bătute un piculeț. Albuș și gălbănuș. Da. Mm-hmm. Wow, începe să arate ca o omletă. Ouă le adună pe toate.
Începe să arate mai familiar, dar aromele sunt... Da, miroase frumos. Fantastice și n-are... extrem de exotice, deci nu seamănă cu nimic din ce... N-are ce să miroasă urât. Da. Ce idee, noi nu avem așa ceva în bucătăria românească, sos de pește. E folosit... Noi avem sare, din păcate. Avem sare. Suntem obișnuiți cu sarea. Oricum, sosul de pește e un proces, ca să fabrici sos de pește, e un proces destul de complicat și oarecum neplăcut. Pentru că, de fapt, este pește care intră în fermentație. Bun. Punem la loc bucătelele de porc cu babele de soia. Cu mugurii de soia. Cu mugurii de soia, scuze. Și ce avem aici, pisat? Alunecaju. Alunecaju. Care ce sunt, de fapt? Seamănă cu alunele, de fapt? Seamănă cu alunele, dar sunt foarte delicate la gust. Și au textură moale. Din cauza aia... Se rup așa ca o cretă. Da, se pot fărămiza destul de ușor dacă sunt prăjite. Și cu frunzele de coriandru. Coriandru ce face? Coriandru dă gust și aromă și culoare, după cum bine vezi. Uh-huh. Acum, eu gătesc, tailandezii gătesc această rețetă cu lemongras și frunze de kaffir lime. Noi nu avem frunze de kaffir. Nu avem așa ceva. Atât lemongrasul cât și frunzele de kaffir lime sunt citrice. Și după cum vezi, am folosit coajă rasă de limetă și sos de limetă ca să vin cu acest supus de citrice necesar. Ce frumos! Și crevețelul cu care aveai tu un plan. Crevețelul ăsta cu care aveam eu un plan. Îl punem să păzească aici. Și o frunzuliță de coriandru. Îi punem niște frunzulițe în jur, de culoare. Trebuie să recunosc că e mai puțin asiatic pad-ul ăsta pe care am lăsat. Nu, e chiar luat din Cambodgia. Da? Da, da. Culorile nu m-au convins. Ia uite ce frumos. Un pic de... Și cu coajă rasă. Și cam asta ar fi. Și asta e rețeta. Foarte, foarte rapid. Super. Și să știi că e gustos. Vreau să văd. Neapărat. Cred că îmi va trebui și un cuțit. Ia. Ah, excelent! Asta se servește cu farfeca la masă, nu? Te simte limeta. Normal. Foarte puternic. Iar tăiței sunt dulci. Deci îți place? Foarte tare! Ok, ai scăpat de data. Foarte tare. Bun? Mamă, superb! Deci, pad thai. În versiunea mea, un pic. Poftă bună! Poftă bună!